Dăm slavă Domnului că și în această seară avem harul să fim înaintea cuvântului Domnului. Vreau să ne ridică în picioare, dacă se poate să dăm cinste cuvântul Domnului. Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 1, versetul 1 în jos. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos către cele 12 seminții care sunt împărțite, împrășteate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dacă răbda dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată. Dar s -o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu, căci un om nehotărât și nestatornic în toate, căci, în toate căile sale. Amin. Ocupăm locurile. Fratele Gabi deja a făcut un pic de introducere la această carte și aș vrea și eu să continu această introducere și după aceea să intrăm în acest text care mi-am petrecut, aș zice eu, săptămâna aceasta trecută încercând să cercetez, încercând să înțeleg ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească, să vedem ceea ce Dumnezeu are pentru mine, în primul rând, și pentru biserica Lui. De aceea am citit și titlul Epistola Sobornicească a lui Iacov. Este, de fapt, o scrisoare. O scrisoare care a fost trimisă evreilor care erau răspândiți de acum, pentru că erau persecutați și am putea să spunem, m-am gândit și eu pentru mine, poate scrisoarea aceasta nu este chiar pentru, pentru, noi. Pentru că nu găsim vorbit nimic despre biserică, despre neamuri, nu, vorbit, nu găsim nimic pentru, pentru noi, ceilalți, din afară. Dar să zici că toate aceste scrisori au, fost, au adevăruri universal valabile. Dacă Iacov a vorbit evreilor care erau persecutați atunci de fraților evrei, oriunde se găseau în sinagogile, ori când se întâlneau, și noi ca și creștini am fost și vom fi persecutați de ceilalți. Și chiar, încă, chiar însă, încă, dacă ne uităm la Pavel, pentru că el a scris foarte multe, din, foarte multe scrisori către alte biserici, el recomandă biserici din Colose, dacă, dacă nu greșesc, spune, ia scrisoarea aceasta și dă-o și, două și la ceilalți din Laodicea și ceilalți din Laodicea să facă ce face schimb de scrisori. Pentru că această carte, Biblia, este o, o mână, mai ales Noul Testament, este o mână de scrieri dar care are atât de mare valoare și este autentică și astăzi, pentru că sunt adevăruri care trec peste viacuri. Fie ca Domnul Dumnezeu să se atingă de noi în această seară și adevărurile care le vom descoperi în această seară din Scriptură să se atingă, să ne atingă inimile noastre și să ne pună mai aproape de Dumnezeu, să ne facă să fim mai aproape de El. Tema acestei cărți, care într-un fel este Chiar a chiar spus și fratele Gabi, cred că joia trecută, dacă nu greșesc, cealaltă, când a făcut introducerea, multe lume, unii dintre predicatori, de fapt, au spus -o, o evanghelie de paie. De ce? Pentru că Iacov este cel care introduce și spune, credința fără fapte este moartă. În același timp, auzirea cuvântului fără împlinirea lui este zadarnică. Și acum v-aș întreba pe dumneavoastră. Cu siguranță suntem mărți. Chiar ultima mea, ultimul meu mesaj aici a fost exact pe, pe, tema aceasta. Am terminat cu această temă introducând, parcă fără să știu, Cartea Iacov. Nu suntem mântuiți prin fapte, nu ceea ce face ne mântuiește, ci credința în Domnul nostru Isus Hristos. Și de aceea, Martin Luther, el a fost cel care a spus, a spus aceste, aceste cuvinte și de aceea au trecut peste secole, pentru că a fost un om care, a reformat biserica, a fost un om care a cercetat cuvântul lui Dumnezeu în, în și parcă nu i-a plăcut, pentru că și-a găsit în tot ce scrierile lui Pavel, care spuneau atât de clar, crezi în Dumnezeu, ești mântuit, a totul ce trebuie să faci să fii mântuit este să crezi. Și a venit Iacov și a spus, nu, 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 credința și cu faptele. Dar, de fapt, cred, cred că nu a înțeles el foarte bine. Am cercetat și eu pe foarte mulți, multe care s-au scris. Credința activă este credința care îi place lui Dumnezeu. Credința înmănâncheată cu faptele. Pentru că atunci când spui că ai credință și nu faci nimic ca să demonstrezi că ai, eu nu cred că ai, nu cred că ai credință. Numai o credință activă ne justifică înaintea lui Dumnezeu. Și ce putem să aflăm de aici din cartea aceasta? Căci verificarea credinței noastre, verificarea calității credinței noastre este arătată prin faptele pe care le facem, prin faptele noastre exterioare și oricât nu ne-ar plăcea nouă, aceasta este omologarea lui Dumnezeu. Și vreau să citesc din Matei, capitolul 7, în care spune Îi veți recunoaște după roadele lor. Pe cine? Pe noi, pe creștini pe cei care se declară că sunt oameni al lui Dumnezeu. Spune, deci, îi veți recunoaște după roadele lor culeg oamenii struguri din mărăcini sau smochine din, din cuilini, tot așa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom stricat face roade stricate. Un pom bun nu poate face roade stricate și un pom stricat nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așadar, după roade îi veți cunoaște. Din nou pune accentul aici, după roade. Doamne, dă-ne o credință. Activă. Doamne, dă-ne o credință care să, să ne împingă să facem fapte dene de pocăință, să se vadă în noi că suntem creștini, să se vadă în noi că suntem adevărați copii al lui Dumnezeu. Epistola lui Iacov, oricât ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea, este o oglindă în care să ne putem să analizăm calitatea credinței noastre. Dacă spui că ai credință în Dumnezeu, și atunci când ești testat, tu de faci un pas înapoi să faci ca și ne amintim de Iona, mergem în cealaltă parte, ar trebui să te întrebi de două ori ce credință ai. Versetul 1, cuvântul 1, primul cuvânt. Iacov, roda lui, roba lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Și m-am gândit, de ce oare scrii o scrisoare care este, care probabil o să treacă peste secole și spui numele tău? Iacov. Cine este acest Iacov? Fiecare carte, fiecare cuvânt care este pus în scriptură, eu cred că are o valoare și dacă spui numele în cartea ta, pentru că spui eu, și cuvintele acestea pe care, le, pe care le scriu eu aici, prin harul lui Dumnezeu, au valoare datorită experienței mele pe care o am cu Dumnezeu și datorită trăirii mele pe care o am cu Dumnezeu. Deci, aceste cuvinte care le avem în cartea aceasta au un backing, au cineva care le-a trăit și care are experiență. Deci, Iacov. Cine este acest Iacov? M-am întrebat, sunt chiar câțiva Iacov în Noul Testament. Primul Iacov care, la care m-am gândit eu că este scriitorul acestei cărți este fratele lui Ioan care a fost ucenic al Domnului Isus, fiul lui Zebedei. Dar de el am aflat, dacă citim puțin, puțin istoria, vedem că a fost omorât foarte, foarte curând. Cum s-a, întemeiat prima biserică, a fost omorât de Irod cu sabia. După aceea îl mai avem pe al doilea Iacov, care, fiul lui Afteu, care, alfeu, care nu prea găsim scris nimic despre el. Și după aceea am oprit, la un Iacov care pe mine personal m-a surprins. Cine? Fratele de corp al Domnului nostru Isus Hristos. Și dacă ne uităm în istorie, el este cel mai probabil care a scris această carte. Iacov, cel care a petrecut 33 de ani cu Domnul Isus Hristos, cel care l-a judecat, pentru că și trebuie să înțelegem, omul acesta nu a fost un creștin. Omul acesta nu a crezut pe Isus Hristos. Omul acesta s-a convertit mult mai târziu. Toți acești ani. Și m-am gândit, probabil foarte, este foarte greu să te convertești. Mă uite, eu am, eu am un frate. Și este greu să, să lai like ai pe el ca și șef, pentru că ca și fras totdeauna te, te, te cerți și ajungi pentru cine poate să obțină cea mai bună jucărie sau cel mai bun loc, cea mai multă dragoste de la părinți. Este greu să accepti, m-am uitat la Iacov acesta și nu l-am judecat deloc greșit. Și am zis, nici eu nu cred că aș fi putut să fac uh, nimic mai mult. Dar totuși acest Iacov s-a convertit. Și când? Pavel ne spune despre el că și Domnul Iisus Hristos, după ce a fost înălțat, după ce a înviat, a venit și s-a arătat primul, prim, în prima dată la Petru, care este temelia bisericii, spune pe această piatră voi zidii. După aceea s-a arătat la 12 apostoli, după aceea s-a arătat la încă peste 500 de oameni, dar după aceea nu a uitat de fratele său Iacov, în care a avut o întâlnire unul la unul și în care Fiul lui Dumnezeu și-a arătat adevărata lui natură la binecuvânt de a deschis ochii și a dat harul să fie mântuit. Chiar dacă o viață de 30 de ani, o viață de 30 de ani, -a, parcă la, poate l-a demigrat, poate l-a vorbit de rău, poate l-a judecat, poate doar l-a analizat și poate tot l-a lovit și tot l-a pus jos. Nu știm. Dar cu siguranță nu a crezut în, în el, cu siguranță l-a judecat, cu siguranță a zis ceva nu este regulă cu omul ăsta care a trăit cu mine, a, poate a, 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 șlefuit aceleși lemne și a făcut aceleași scaune cu mine la tată, cu tatăl meu și uite, s-a declarat mare învățător și s-a declarat Fiul lui Dumnezeu. Dar acum, Iacov, roba lui Dumnezeu, așa se numește el. Și așa să vă pun o întrebare, nu vreau, nu trebuie să răspundeți. Știți, pentru că noi credem în Isus Hristos, Isus Hristos este mântuitorul nostru. Dar totuși, a avut o familie pe acest pământ. Știm noi care sunt frații lui? Știm noi numele lor? Altă întrebare. Știm noi care și câți din frații lui Iisus Hristos au scris cărți în această carte, în Biblie? M-am surprins și m a surprins plăcut. Și am găsit. Matei 13 cu 55. Oare nu este el fiul templarului? Cine? Iisus Hristos, zic eu. Nu, nu este Maria mama lui? și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și aș vrea să mai citesc din Iuda, capitolul 1. foarte asemănător cu versetul 1 din Iacov. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, slăvit să fie Domnul, al doilea frate de sânge al Domnului Iisus Hristos doi oameni care au trăit cu Domnul Iisus Hristos care l-au văzut, nu se poate de ce vreau să pun accentul pe, pe, pe lucrul acesta nu poți să fii un fake în familia ta, avem un, un mântuitor real, avem un mântuitor care a trăit o viață de om fără păcat avem un Mântuitor puternic, care și mărturia lui este mai puternică ca oricând, mai ales atunci când cei din casa lui ajung să mărturisească despre el că ce este un om sfânt și fără pată. Mare este lucrarea lui Dumnezeu și puternic este lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă eu vin aici să vă predic și eu vin aici să vă spun atâtea lucruri frumoase și acasă mă duc și mă cer cu soția mea sau sunt rău cu copiii mei, dacă ea ar trebui să scrie o epistolă despre mine, despre cine sunt eu cu adevărat în fiecare clip, în fiecare secundă, pe ea probabil ar trebui să o crede cel mai mult. Nu pe mine ce vă spun eu acum, pentru că ea mă cunoaște cel mai mult. Ea este cu mine totdeauna, tot majoritatea timpului. Și acum că am pus baza, știm că scrierile acestea își merită toată crezarea. De la, Iosif, de la Flavius, un istoric, un istoric evreu, aflăm că Iacov al nostru a murit destul de repede. A murit, a, de fapt, după ce s-a convertit, cu ajutorul Domnului a ajuns direct la, la conducerea bisericii, alături de Petru, bisericii din Ierusalim. Dar după aceea, pentru că a fost un om atât de dedicat, dar în același timp, atât de urât de preoți, de cei, de cei care erau acolo în conducerea, în conducerea sinedriului, aș spune eu, a ajuns să fie aruncat de pe fereastra templului. Și pentru căci nu a murit. Oamenii iubitori de Dumnezeu, aș zice eu, l-au bătut până a murit. Și se spune, acest istoric spune despre el că în acel moment, la fel ca și Domnul nostru Iisus Hristos, s-a rugat pentru acei oameni care să, să găsească și ei mântuirea. Slăviți să fie Domnul. Un om cu un caracter puternic. Un om care a scris din viață. Nu cu, cu siguranță nu este o Evanghelie de paie. Pentru mine aș, aș vrea să spun, pentru că am fost rănit. În, 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 sinea mea, pentru că această, această carte este una dintre cărțile mele preferate. Pentru că își descrie foarte frumos cum să ne mărturisim păcatul, cum să ne rugăm pentru bolnavi, cum să facem ungerea. Toate lucrurile le-am găsit aici într-o carte. Pentru mine toate regulile care le-a le, -am, le trebuit pentru mine, pentru biserică, le-am găsit în cartea aceasta. Și cineva să spună că este o evanghelie de paie. Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne putere. Deci, cartea aceasta a fost scrisă, precum spunea și fratele Gabi, cam la 15 ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Deci, este cam prima carte care a fost scrisă din scripturile noastre. Versetul 1, cuvântul 2. Rob. Rob a lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos. Către cele 12 seminții împrăștiate. Sănătate. Deci fratele mai mic al Domnului Iisus Hristos o să se numească rob al fratelui său. Ce mesaj poate să transmită aceasta? Cuvântul, m-am uitat, este un, un, un du doulus, adică sclav adică drepturile tale, adică dorințele tale să țin după dorințele stăpânului tău, adică tu nu mai ai dorințe, tot ceea ce faci, faci, faci ceea ce stăpânul tău dorește de la tine. Mărturia și conversația pe care a luat-o Domnul Iisus Hristos cu, cu acest Iacov a fost atât de puternică. Și mă rog ca fiecare dintre noi care spune că am avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, să putem să ajungem la această, la această relație, în care, pentru că atât de mult se predică, prietenul meu cel mai bun, tatăl meu care totdeauna mă iubește și mă, accept, și mă acceptă, dar Biblia cu adevărat ne spune că și trebuie să fim robi ai Domnului nostru Isus Hristos. Domnul Isus Hristos nu este prietenul nostru și vorbim cu El de la unul la unul și facem cu El ce vrem noi și vorbim cu El ce oricine trece nouă prin cap. Nu, Trebuie să căutăm să facem voia Lui totdeauna și nu voia noastră. Și nu, 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 nu se putem să spunem: lasă că înțelege El, pentru că și de multe ori noi asta spunem, lasă că înțelege Domnul, fac eu voia mea. Doamne, ajută-ne să, să, să te respectăm pentru ceea ce ești. Să avem încredere în tine. Când Tu ne spui să, mergi înainte, să mergem înainte, înainte, să mergem înainte, când tu ne spui să stai, să stăm. versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin, prin felurite încercări. Și ca unii care știți că încerc, versetul și mai în jos, și ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă de lucrarea ca să fiți de întregi și să nu duceți lipsă de nimic. M-am gândit, poți să lași, te rog frumos, versetul acolo? Versetul 2, dacă poți. Spune, când treceți? Frații mei, când treceți? De cum spunea și Lucii, avem de toate. Nu duce în lipsă de nimic. Ne este bine, majoritatea dintre noi suntem sănătoși. Dar sunt atâtea mesaje în scriptura aceasta în care ne spune că dacă ești iubit de Dumnezeu, dacă ești sub privirea Lui, vei trece prin încercări. Nu spune dacă vei trece prin încercări, ci când treceți prin încercări. Fratele meu și sora mea, de când n-ai mai trecut printr-o adevărată încercare? Iar dacă nu ai trecut printr-o adevărată încercare... Aș vrea să te întreb, oare cum stai cu credința în Domnul Iisus Hristos? Oare cum stai tu cu relația cu Dumnezeu? Oare Dumnezeu încă mai privește la tine? Oare tu încă mai privești cu adevărat la Dumnezeu? Sau doar suntem în rutina aceasta care a spus-o și Luci. Trecem de la o zi la alta și așteptăm nu știu ce. Doamne, ai mire de noi. Când vorbim despre încercări, probleme, că-și vin, Atitudinea pe care o avem în față de aceste încercări va determina reacția pe care o să avem. Deci atunci când trecem prin încercări, trebuie să înțelegem că încercarea vine de la Dumnezeu ca să ne încerce nouă credință și ca să ne crească răbdarea. Este atât de greu ca să să trăim tot, totdeauna într-o așteptare și nu știm ce se întâmplă. Vine o încercare, spune aici, dacă citim textul mai departe, să fim ca și valul. Mergem într-o parte, mergem într alta. Nu știm oare este o încercare de la Dumnezeu sau nu este. Frații, fratele meu, dacă ești un credincios, ești la lui Dumnezeu, tot ce, ceea ce se întâmplă este de la Dumnezeu și El are un plan pentru fiecare dintre noi ca să ne crească și ca să lucreze în inimile noastre să producă mai multă putere și mai multă răbdare. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 21, jos. După ce, a după ce a vestit, Evanghelia și în cetatea aceea și au făcut mulți ucenici, s-au întors în Listra și în Iconia și în Antiohia. În Iconia și în Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să rămână în credință și spunându-le, trebuie să trecem prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Nu vorbesc de la mine. Iar Petru îndeamnă pe credincios să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce de ceva ca și cum ar fi ceva ciudat care a venit peste noi. Asta scrie în 1 Petru 4 cu 12. Și am zis, de ce? Care sunt motivele de ce Dumnezeu trimite atâtea încercări peste noi? Unu, care le-am găsit aici, să ne testeze credința. Doi, să ne desăvârșească răbdarea. Pentru că în doi cronici, 32, 30 în jos, spune un verset frumos care l-am găsit aici, Ezechia a zidit, în, a, a izbutit în toate lucrurile lui. Însă, când a trimis căpetenia Babilonului Sol la el să întrebe de minunea care a avut loc, loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască ce era în inima lui. Deci, de multe ori, suntem testați. Iar dacă nu suntem testați, Credința noastră nu este testată, înseamnă că Dumnezeu nu se uită la credința noastră prea des. Dar să știți că Dumnezeu are această plăcere, nu ca să ne pună pe noi în suferință, ci să ne crească, ci să ne maturizeze. Pentru că această încercare a credinței noastre produce răbdare și răbdarea aceasta se maturizează. Dumnezeu dorește de la noi să fim oameni maturi, oameni puternici, oameni care să putem să răspundem atunci când suntem întrebați de credința noastră să ne smerească. Ca să trăim și să anticipăm slava viitoare. Pentru că și de multe ori stăm aici și parcă de multe ori vrem să trăim mai mult, ca și cum a fost acest împărat. Parcă a vrut să trăiască mai mult pe acest pământ, nu a fost interesat să ajungă el în împărăția lui Dumnezeu. Ne merge prea bine, Pavel spunea în Romani, capitolul 8, eu socotesc ca suferințele din vremea, acum, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care, va, care, să fie descoperită față de noi. Frații mei, trebuie să ne dăjduim în Dumnezeu. Și dacă nouă ne va merge foarte bine pe acest pământ, nu vom tânji după ziua aceea, nu vom plânge după ziua aceea, nu vom vrea mai mult din Dumnezeu pe acest pământ care să simțim și să avem părtășie, să avem experiența împărăției viitoare vrem și trebuie să vrem să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos pe norii cerului. Nu trebuie să stăm confortabil pe, acest, pe aceste scaune și să stăm aici liniștiți în fiecare zi, ci trebuie să... De aceea vin încercările peste noi. Asta am înțeles eu cel puțin. Ca să descoperim pe cine iubim cu adevărat. Și în Genesa, capitolul 22, versetul 1 în jos spune După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. I-a zis, Avrame, iată mi răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiul pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adul ca ardere de tot. Nu știu dacă Dumnezeu ne-ar cere mie așa ceva sau la unul dintre noi asemenea lucruri radicale am, am reușit să le facem. Dar să știți că Dumnezeu are foarte multe feluri ca să ne testeze. Și de multe ori, cred că iubim mai mult alte lucruri. Dar trebuie să, să știm că și psalmistul spunea, tu ești singura mea fericire. Nu știu care putem să spunem așa ceva. Dar cu siguranță trebuie să tindem să putem să spunem așa ceva. În tine, Dumnezeule, mă încred. Și cred că tot ceea ce tu îmi spui mie să fac, vreau să fac. Deschide-mi ochii să văd, să-mi vorbești. timpul zboară și sunt uh, mult mai multe, dar uh, ce aș vrea să, să, mai spun în ultimele cuvinte? Dacă ne uităm, dintr-o dată parcă Iacov schimbă, schimbă macazul și vorbind despre probleme, despre suferințe, despre toate, după aceea instant intră dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, să ceară de la Dumnezeu, care, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Slăviți să fie Domnul! M-am gândit, de la suferință, să fii bucuros în încercare, instant trece la înțelepciune. Și pe aceste versete mi-am mi petrecut multe rugăciuni. Și am spus, Doamne tată, ai scris în cartea aceasta că tu, dacă, înceri, dacă cineva cere înțelepciune, tu dai înțelepciune. Am avut examen la care nu m-am descurcat prea bine. Am venit de multe ori aici, în fața dumneavoastră, la care nu pot să zic că am fost cel mai pregătit. Am fost în atâtea locuri în care am avut nevoie de înțelepciune. Și am venit și am, am citit, ai promis, tată, că îmi dai înțelepciune. Dar, cercetând acest text, mi-am dat seama că probabil am venit greșit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că acest text, dacă citim cu atenție și cel puțin eu asta am făcut și m-am rugat mult și am spus ce vrea Domnul Dumnezeu să spună. Pentru că ce fel de înțelepciune o primești prin rugăciune, aș vrea să vă întreb eu. Pentru că de că vreau să vin aici să vorbesc în fața dumneavoastră, mă pregătesc să vorbesc. Nu stau și nu, nu, nu și mă pun și doar mă rog, sau mă duc la un examen, mă rog pentru ca Dumnezeu să îmi dea înțelepciune, ci mă pregătesc. Această înțelepciune despre care vorbește aici Iacov este acea înțelepciune pe care trebuie să o aibă orice credincios atunci când trece prin încercare. Ești în încercare, îți trebuie înțelepciunea lui Dumnezeu ca să poți să ai pace, să poți să ai bucurie. Cum poți să te bucuri tu în încercare? Cum poți să faci tu ceea ce este împotriva firii? Atunci când vine boala peste tine, tu să fii bucuros. Nu poți. Și m-am uitat, bucurie, o, o, o traduc mai mult ca și pace. Pentru că și Domnul Iisus Hristos însuși a spus, vă dau pacea mea. Pentru că și în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Pacea aceasta lui Hristos trebuie să fie pe fețele noastre atunci când este pe pastul de suferință. Atunci când ești pe, pe, în boale, în necazuri. Aceasta este înțelepciunea care trebuie să o cerem în la Dumnezeu, ca să vezi de unde vine necazul și să vezi care este planul lui Dumnezeu cu acest necaz. Nu irosi testele lui Dumnezeu, pentru că își va veni un test și mai va veni un test și mai va veni un test, pentru că și dacă le irosim, trebuie să ne dăm seama că noi ca și copii al lui Dumnezeu, orice încercare avem, Dumnezeu vrea să ne crească, Dumnezeu ne vrea oameni maturi, Dumnezeu ne vrea oameni puternici, Dumnezeu ne vrea oameni capabili de orice lucrare bună. Capabil să învățăm pe copiii noștri, capabil să învățăm pe vecinii noștri, să vorbim despre Dumnezeu. Deci aceasta este înțelepciunea despre care vorbește Iacov aici. O înțelepciune de care eu am nevoie, o înțelepciune de care dumneatale ai nevoie, o înțelepciune care dă har. Timpul a trecut. Aș vrea... că de fiecare dată când trecem prin încercări, să cerem Dumnezeu să ne dea înțelepciune, putere, har și ajutor ca să nu irosim nici una dintre aceste încercări pe care le avem. L-am avut pe noi aici, ne-a vorbit atât de frumos. Dumnezeu l-a trecut prin încercare și nu a irosit această încercare, ci și-a pus nădejdea în Dumnezeu și a, și -a luat inima în dinți și a venit și a, și a vorbit altora despre încercarea prin care a trecut și cum Dumnezeu a lucrat în inima lui. Doamne dă-ne înțelepciune, ca și micile noastre încercări prin care trecem. Atunci vei putea să ai pace și bucurie în inimă. Când îl vei recunoaște pe Dumnezeu ca stăpân, pe Dumnezeu ca și acela care are toate sub control. Nu trebuie să intri în disperare, pentru că dacă tu nu vei avea înțelepciunea de la Dumnezeu, disperarea, stresul, depresia, necazul vor fi tot de au... Deci sunt un rezultat, sigur. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu este aceea care ne va da pace și bucurie în inimă, în orice încercare.